Doamnelor, domnilor, bună ziua! Începe jurnalul orei 15. Elevii de clasa a 8-a au susținut astăzi proba scrisă la matematică din cadrul simulării evaluării naționale, așa cum prevede calendarul aprobat de Ministerul Educației. Aceștia au avut de rezolvat 18 exerciții la subiectul al treilea, problema de geometrie în spațiu, le-a dat însă bătăi de cap elevilor. Simularea evaluării naționale 2024 a continuat marți 6 februarie cu proba de matematică, elevii având la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor. Elevii de clasa 8 au primit 18 exerciții și probleme, iar la primul subiect au fost 5 probleme de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă. Subiectul al doilea a fost integral grilă și majoritatea problemelor au fost de geometrie. Însă, ceea ce a pus în dificultate elevii anul acesta a fost subiectul al treilea, unde li s-a solicitat acestora scrierea pe foaia de examen a rezolvărilor complete. La problema de geometrie în spațiu, cubul a fost subiectul principal și motivul ce a adus îngrijorări în rândul celor ce au susținut astăzi simularea examenului. Subiectul 3 a fost, ultima exercițiu a fost un pic mai greu, dar în rest a fost destul de ok. Și ce crezi, ești pregătit pentru examen? Nu, încă mai am ceva de lucrat. Foarte frumos, nu mai venim. Pentru ea a fost cam simplu. Mi s-a părut cam greu la geometrie. Da, a fost. Așteptați, nu? Nu prea am făcut bine la geometrie, dar a fost ok grila. Zice aia care a stat jumătate de oră pe grila. Da, asta. Ești pregătită pentru examen? Nu. Trebuie mai mult învățat. Ne-a dat pătrat, cub, pardon. Și n-am știut să-l fac. Tu? Nu. Sunteți pregătiți pentru examen? Încercăm. Personal, destul de ok. Și... Ești pregătit pentru examen? Personal, nu știu, probabil, da. Mai sunt. E timp până atunci. Da, mai este timp și mai sunt mai e mult de învățat. A fost destul de greu. Ce subiect ți s-a părut cel mai greu? Subiectul 6, ultimul subiect. Cu geometria în spațiu. Ai făcut pregătiri suplimentare înainte? Am mai făcut la școală, am mai rămas și na. Și crezi că ești pregătit pentru examen? Cred că da, dar mai trebuie să învăț. Mie mi s-a părut greuță, dar nu știu ce să zic. Ești pregătit pentru examen? Da, mă mai pregătesc și iau notă mare. A fost bine. Nu a fost greu subiectul de geometrie? Ba da, era. Ești pregătită pentru examen? Nu. A fost greu, ce să zic. Nu mă așteptam. Deci a fost peste așteptări. Da, a fost peste așteptările mele. În rest, pot să zic că la gril a fost ușor, dar la partea de probleme a fost cam greu. Ești pregătit pentru examen? Da, pregătit. De frumos, a fost minunat. Da? M-am descurcat, da. Ești descurcat la toate subiectele? Aproape. Ești pregătită pentru examen? Da. La toate subiectele? Nu chiar toate. Ce a fost cel mai greu? Subiectul 3 mi s-a părut cel mai dificil. Și acum crezi că ești pregătit pentru examen? Da. Oribil subiectul 3. Sincer. Când l-am văzut mi-a picat fața. Mi s-a stricat tot filmul. Deci nu vă aștepta să fie atât de greu la geometrie, nu? Dar și la algebra a fost un pic deplasat. A fost un fel. N-a fost ca în modele deloc. Și credeți că sunteți pregătite pentru examen? Nu. Dacă e așa, nu. Dacă e mai ușor? Poate. De greu. Și credeți că sunteți pregătiți pentru examen? Da. Da, da. Până acum, da. A fost cam greu. Ce a fost cel mai greu? A fost subiectul 3, a fost foarte greu. Dar sunt puncturile, a fost ușor. Și crezi că ești pregătit pentru examen? Da. Deci ești pregătit pentru examen? Vă dau seama. La nivelul județului Vâlcea au fost înscriși pentru simularea de anul acesta 2841 de elevi, dintre care astăzi au fost absenți 170. Elevii înscriși au fost repartizați în 55 de centre de examen de la 108 școli gimnaziale din județ. Subiectele nu le-am văzut nici noi, nici profesorii de matematică, deoarece ele sunt publice după ora 15, însă din discuțiile cu elevii ale profesorilor de matematică, în momentul în care au ieșit de la examen, spun că au fost de nivel mediu, cea mai mare parte a cerințelor au fost abordabile, cu grade dificultate mai mare au fost la subiectul al treilea, din câte am înțeles, subiectul de geometrie 2 subpuncte, acolo ar fi fost. În rest, elevii au declarat că au fost abordabile. Din punct de vedere al desfășurării digitalizate, să spunem, al scanării lucrărilor, al învertării pe platformă, astăzi lucrurile au mers chiar foarte bine, în sensul că nu au mai fost sincope la platforma
națională și nu s-au înregistrat cazuri, de altfel nici ieri, în județul Vâlcea, să fie ținuți copiii mult timp în sălile de clasă în vederea scanării lucrărilor. Desfășurarea digitalizată a simulărilor de matematică a mers foarte bine, iar elevii din Vâlcea nu au fost nevoiți să stea în plus în desfășurarea acestui nou proces prin care trec lucrările lor de examen.